O seară magică! De asta au avut parte copiii mai multor centre de plasament din județ. Rafineria Petrotel Lukoil a organizat aseară un concert caritabil la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. După cum se vede, o seară pentru copii și pentru copiii din câteva case de copii, case de plasament. Începem cu Cireșari, Concordia, Ricești, Rahtivan, Eva, mai nou Centru Sfântul Stelian, dedicat copiilor, un centru îngrijit de un părinte. Eu zic că ne-am atins scopul noi și câțiva parteneri ai noștri. Începem cu primăria, Filarmonica, firmele noastre Fireproof, Pro Water și Best și partenerul nostru Orchestra Magic, care le-a oferit copiilor și o lecție de muzică. Iar la sfârșitul serii a venit surpriza cea mare. Moșul și-a făcut apariția în rândul copiilor, încărcat cu daruri. Cadouri a avut după cerere, ca să zic așa, adică după nevoile fiecăruia. Am pregătit cadouri cu sponsorii pe care vi-am prezentat, fiecare având grijă de câte o casă. Cadoul nostru muzical, cadoul dulce, automat, dulciurile și cărțile. Aceasta nu este prima acțiune caritabilă organizată de rafinărie în perioada sărbătorilor. Cu câteva zile în urmă, angajații companiei au mers cu daruri la centrul de plasament Rază de Soare, din orașul Băicoi.